Procesul distribuirii cardurilor de sănătate este în plină desfășurare în Prahova. Peste 529.000 au fost tipărite și încredințate poștei pentru expediere, iar din acestea 96,4% au ajuns la beneficiari. Restul a ajuns la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de unde, conform conducerei instituției, sunt ridicate personal. În unele cazuri, cardurile au fost predate medicilor de familie. Am avut solicitat din partea 129 de medici de familie care au dorit să ridice personal cardurile asiguraților de pe listele proprii și să le dea acestora în momentul în care se prezintă la cabinetul medicului respectiv. Ridicarea a cel mult 100 de carduri a fost refuzată de beneficiari din considerente religioase, aceștia completând o adresă în acest sens și primind în schimb o adeverință. Conducerea CJAS Prahova a declarat astăzi că este bine ca persoanele care au intrat în posesia cardului să-l activeze când ajung la medic, chiar înainte de data intrării în vigoare a sistemului. Aș vrea să fac un apel la persoanele care au primit cardul, ca în momentul în care au nevoie de servicii medicale să se prezinte la medicul respectiv cu cardul în vederea activării pentru a verifica problemele pe care le are sistemul, în așa fel încât până la 1 mai, data limită de utilizare obligatorie a cardului național, să se poată rezolva toate aceste probleme pe care sistemul le are. Procesul emiterii este unul continuu în Prahova, existând aproximativ 600.000 de persoane peste 18 ani care trebuie să intre în posesia unui astfel de card de asigurat.